Imediat reacția lui Laurențiu Reche, că am și informații din preajma sa în legătură cu tot ceea ce s-a spus. Carmen Hara este cu noi. Ce spune Ana Maria Prodan despre afirmațiile lui Laurențiu despre doamna Ionela Prodan acum? Pe Cristi, în 2019, tu știi că eu am colindat un an de zile cu mama mea în toată lumea să mi-o salvez. Așa e. Deci eu în 2019, te rog frumos, sună la general managerul de spitalul Elias și întreabă-l așa: ai mai întâlnit în viața ta o copilă să stea pe un scaun să doarmă zi și noapte alături de mama, ei? Așa am dormit eu la Elias. Era un scaun, crede-mă, și pe scaunul ăla, care era într-o rezervă maica mea, eu am dormit acolo lângă ea. Da, ziua mă duceam și îmi făceam ce aveam de făcut la birou. Pentru noi este cel mai mare șoc pe care mi l-a dat viața până în momentul ăsta. Deci, jur, măcar la mama știam că se va prăpădi săraca, Dumnezeu să o ierte, știi? Da. Dar la el nu m-aș fi așteptat niciodată. Să-i da, nu știu, cea mai mare fericire Dumnezeu mamei mele, unde o fie acum, că uite-te acum, dacă n-aveam chestiile pe care mi le-a lăsat mama, bă, parcă a simțit, mă crezi, și mi-a zis de multe ori: să ai grijă puțin, mama. Mama, ai grijă de bănuții tăi, mai ține și tu așa. Păi el îmi lua și banii mei, eu habar nu aveam, înțelegi? Și eu m-am pomenit ca nebun, așa, ca albă ca zăpada, cum am zis eu, sculată din somnul de veci, m-am pomenit fără nimic. Păi stai, mă, unde s-o put? Ca să stau să mă uit la podcasturi să spună, păi n-a făcut nimic, din banii mei a luat tot. Din banii mei a făcut, păi eu, mă, că uite, ți-am arătat doar așa ce am găsit repede, așa că eram uluită, ce am găsit factura de la cadou pe care l-am făcut lui, ceasul de la... pe numele meu, frumos, anul. Păi uite-te ce câștiga la ură când i-am luat eu ceas. Uite-te ce bani avea Reghecan când i-am luat eu. Deci nimic. Mă, nimic. Și tu știi foarte bine situația de ani de zile. O știi, da, de ani de zile cum era. De fiecare dată banii se duceau, nu știam unde, banii mințea că a făcut afaceri proaste, că a pierdut banii nu știu ce, că a făcut pe dracu, pe lacu, că mai sunt, că hai, las că ne dă mama. Hai, las că ne dă mama. E ok, las că îi dăm noi înapoi când facem iar. Păi stai, mă, ție chiar nu ți-e rușine să toi tu pe și voi știi săraca mama? Deci a pus, cum îi zice, l-a pus să semneze pentru fiecare ban pe care i l-a dat. Pentru fiecare ban pe care l-a dat, l-a pus să semneze cu martor, mă. Și eu am găsit toate hârtiile, mă. Tu-ți dai seama? Ia auzi, băi. Păi cum ai tu, mă, curajul să deschizi gura de mama mea? Tu știi cum era mama cu el? Ia să aibă tot, să vadă, să ne arate că ne-a dat. Că așa era, o știi. Da, da. Făcea. Da. Ei, eu acum... Băi, deci vezi că, băi, eu nu știu, eu cred așa în semne, cred că maica mea e lângă mine și cred că lăcrimează și se întoarce așa, de acolo pe unde o fi sărăcuța de ea, cred că merge și plânge. Deci am visat-o atunci când mi-era cel mai greu, că nu știam în ce parte să o iau, cum să achid datoriile pe care le lăsase, ce să fac, în ce parte să o iau. Vorbeam cu copiii, stăteam cu toți copiii în pat, inclusiv cu Luca, toți patru stăteam. Nu ne dădea un leu, un leu, stătea, se ducea, se distra în vacanțe. Și noi în 20 de ani aproape n-am avut o vacanță. Singura, tot așa a fost asta pe care el a luat biletele de America să ne ducă să ne distrăm toți. Că eram pentru prima dată toți, că știi că s-a avut operația. Da. Da? Și din acea vacanță mă l-a terorizat fetița asta de la înnebunit. Bă, în acea vacanță, omul stătea numai cu telefonul închis, numai nervos, numai țâfnos. Pe urmă, că trebuie să plece repede în Dubai, că și-a găsit angajament, dar el avea, de fapt, în plecările prin România, de nu mai știe pe perioada aia când era pandemia întoi. Și în America noi am intrat, că eu eram cetățean american cu familia, că altfel nu intrai nicăieri. Eu nu știu cum a reușit băiețelul ăsta să ajungă pe nenorocirile alea la asta. Pentru că nu mai... Cristi, știi foarte bine că ții minte că strimitam poze cu mama, că ai vorbit da, cu mama. Da, 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 sigur. Sigur. Deci noi nu avem pe nimeni ca să stea cu mama, eram doar eu, Anca e în America. Dar numai eu am stat cu ea, pentru că plângea ca un copil să nu cumva să plec de lângă ea. Și nu puteam. Singura dată când am plecat, apropo că în 2019 n-am făcut nimic, am fost la Praga și am semnat transferul Stanciu. Înțelegi? Da. Ai fost la noi în casă. Când ai fost la noi în casă de Crăciun cu Cătălin și atunci, omul era combinat cu Caciuca, omul transfera bani în draci, omul era terorizat și era legat la par.
Da. Trebuie să fac două precizări. Unu, recunosc modul în care Ana s-a dedicat salvării mamei ei este absolut impresionant. Deci s-a dus peste tot în lume, a făcut tot ceea ce se poate, tot ceea ce se poate face astfel încât să fie salvată. Dar e o neconcordanță de timp aici, pentru că doamna Ionela Preodan a plecat la Cele Sfinte în aprilie 2018. Toată această strădanie a fost în 2017 și 2018, iar în 2019 știu că este adevărat. Ana a făcut transferul lui Stanciu la Slavia Praga. S-a ocupat de lucrul ăsta. Carmen, hai să mai auzim un fragment și după aia tragem concluzii finale.